de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața! Bună dimineața! Uitați, oameni buni! Acum stăteam și citeam de pe un ziar național o știre care sună cam așa. Vacanța infractorilor după decizia Curții Constituționale a României. Vine marele blocaj al hotărârilor din instanțe. Este un material extrem de interesant care poate fi citit pe spotmedia.ro. Ca întotdeauna atunci când se face un lucru foarte important, va urma o perioadă de căutări. Ideea este următoarea: nu poți să mai dai o sentință executorie în penal, adică să-l arestezi pe unul sau să-l duci preventiv sau să-l duci la pușcărie, până când nu există o hotărâre judecătorească explicată. Nu doar o minută, câteva rânduri acolo, că se condamnă la. Trebuie să explici de ce. Din momentul în care hotărârea va fi publicată în Monitor Oficial, până când ea va fi executorie, ca să spunem așa, va trece un pic de timp, pentru că există foarte multe dosare rămase din urmă, nemotivate, cum spun judecătorii, și va urma un blocaj destul de mare, probabil. Dar aceste lucruri se întâmplă peste tot în România. Exista o teorie în perioada dinainte de primul război mondial, care se chema teoria formelor fără fond. Adică, noi românii, fiind în urma altor națiuni, într-o anumită perioadă de timp, și am rămas acolo și astăzi în multe privințe, ne-am grăbit să ardem etapele și atunci am adoptat niște legi care erau frumoase pe hârtie, dar în realitate erau imposibil aproape de pus în aplicare. Și de aceea s-a numit teoria formelor fără fond. Această teorie a formelor fără fond este actuală în România și mai mult ca niciodată. Vedeți și această decizie. Astăzi, trecând, gata, dăm deoparte. Astăzi deschidem într-un fel o rubrică, eu am spus de foarte multe ori, aceia care se uită la emisiune și își doresc la un moment dat, sau considerăm noi că ar fi interesant să-i chemăm aici și ei acceptă, să vină. Am putea numi emisiunea asta generic Oamenii Cetății. Dar acum știți cum e, cu cetățile e mai greu. Când le renovăm, le modernizăm, nu, când le refacem, le renovăm, noi spunem că le și modernizăm și ies niște lucruri hibride, ca la Târgu Neamț. Nu, oamenii de lângă noi ar fi mai corect, oameni care, pe lângă activitatea lor profesională, pe lângă familie, încearcă să se implice în viața comunității. Sunt tot mai puțini aceia care o fac fără să-și pună problema unor recompense de genul loc în Consiliul de Administrație la nu știu ce societate, loc așa, director, sau mai știu eu ce altceva, ca să nu mergem prea departe. Unul dintre acești oameni care aproape dimineață de dimineață era alături de noi și care intra cu comentarii, care ne-a mai și corectat câteodată și pe bună dreptate, că toată lumea greșește, este astăzi în emisiune. Eu n-aș vrea să vorbesc eu foarte mult despre invitatul nostru și l-aș lăsa să se prezinte singur. Doar atât, numele. Doamna Lavinia Irina Dumitrache, bună dimineața! Bună dimineața! Și cum obișnuiam, că în ultima vreme nu m-am urmărit foarte des emisiunea dumneavoastră, să vă spun, să vă comentez în emisiune, bună să vă fie cafeaua de dimineață! Corect! Și dumneavoastră! Mulțumesc pentru cafea!
Astăzi aș vrea o discuție un pic mai altfel la cafea. Adică suntem la o cafea, nu ne vede nimeni și discutăm despre un om, doamna Lavinia, Irina Dumitrache, care își găsește timp să participe la o emisiune, la o activitate de voluntariat, la o activitate, știu eu, de plantare de pomi sau de curățenie sau la alte activități. Cum sunteți dumneavoastră în momentul ăsta din punctul de vedere al omului care se implică în viața cetății? Hai să-i spunem a cetății. Cum sunteți? Spuneți-ne și unde lucrați și ce faceți, dar și cum înțelegeți să vă implicați în viața cetății. În primul rând am o profesie, ca mai toată lumea, care dorește să se implice în viața cetății și pe lângă asta mă ocup de familie, iar implicarea aceasta în social am început-o ca pe o responsabilitate pe care am simțit-o, la nivelul la care la un moment dat afli, vezi multe lucruri la serviciu, între prieteni și îți dai seama că nu-ți convine, îți dai seama că vrei să schimbi ceva împreună cu un alt grup de persoane și concret prin activități de voluntariat, din câte știu și partidele funcționează ca o formă de voluntariat. Mă refer la nivel de simplu membru. De simplu membru. Pentru că în rest, voluntariatul ăsta este extrem de benefic. Mi-am dorit să rămân timp de 10 ani la nivelul acesta de voluntariat, pentru că altfel nu poți să te implici corect în viața cetății. Așa este. Nu pot să nu zâmbesc când aud de partide. Și mă gândesc automat, eu nu mă gândesc la cei de jos, așa, cei care beneficiază de pe urma activității partidelor și care sunt niște oameni întotdeauna plini de voluntariat, ca să zic așa. Da. Mă rog, să continuați. Da, de fapt, marea parte a unui partid, asta înseamnă oamenii mai de jos, simpli membri care muncesc foarte mult, nu numai beneficiarii direcți ai banilor publici. Și eu, practic, fiind membru în mai multe partide, De-a lungul timpului, migrând pe principiile mele civice, consider că această parte, este fiind foarte numeroasă, reprezintă cu atât mai mult societatea civilă, dacă e să, și forma aceasta de implicare, de dăruire reală, așa cum este acest trend acum și pe care domnul primar îl știe foarte bine, fiind din noul primar din ONG-uri. Adică spiritul acesta civic vine din te implica fără a vedea în primul rând aceste beneficii financiare, de poziție socială și practic asta înseamnă din punctul meu de vedere politica la bază, niște principii. Cum este Piatra Neamțului din acest punct de vedere? Eu n-am avut fericirea să fiu niciodată membru într-un partid, deși poate ar fi trebuit să o fac la un moment dat. Am vrut să mă înscriu într-un partid când un coleg de-al meu a ajuns președinte național, coleg de breastă, președinte național al partidului respectiv. Și în seara când a ajuns, și promisesem că a doua zi mă duc să mă înscriu. Am zis, dacă ajunge ăla șef, mă duc să mă înscriu în partid, că am o garanție că lucrurile se vor schimba acolo în partidul respectiv. Și seara a ținut un discurs. Și aia a fost la o emisiune TV. Și după emisiune am făcut o experiență, am luat discursul lui și discursul fostului șef și le-am pus față în față și m-am speriat. Era exact același mesaj, doar îmbrăcat în alte cuvinte. Și m-am lecuit. Mă rog, eu m-am lecuit. Da, poate că trebuia să fac pasul. Dacă dumneavoastră ziceți așa în clipa respectivă, eu n-am spus aici în emisiune, de profesie sunt psiholog clinician, profesor de psihopedagogie specială. Dar facultatea principală, prima facultate, a fost de sociologie-psihologie. De fapt, ăsta a fost principalul motiv pentru care am intrat inițial într-un partid.
studiu de piață nu poți să-l faci. Am terminat în 2007 prima facultate. Nu poți să îl faci decât concret implicându-te. Iar partidele fiind niște organizații în principiu foarte bine organizate, să zice, funcționale, am considerat că este bine să văd în ce măsură funcționează sociopsihologia într-o organizație. Și am ales cea mai mare organizație de partid inițial. Pentru mine, ca experiență, și să văd dacă teoria are și aplicabilitate și în ce măsură. Acum, revenind la discuția anterioară, la prezentarea dumneavoastră, considerăm, așa ca o glumă, că noaptea a făcut minuni, nu? Seara era simplu aspirant la politică și era voluntar, cetățean al urbei. După aceea a devenit brusc. Și peste ce face noaptea, a făcut minuni, nu? A devenit lider politic român sau actual, că nu cred că se întâmplă numai în România această transformare. Și presupun că oamenii din spate n-au avut timp să schimbe foarte mult discursul pe care să-l citească. Dar puteați să continuați. Să nu vă dezamăgească acest aspect, pentru că este o realitate, se întâmplă întotdeauna, și să continuați cu ideea noastră de a deveni un aspirant politic, pentru că vă doriți să măcar să schimbați. Asta da. Chiar avem o discuție, scuzați-mă, că dacă pot să completezi și... Vă rog frumos! Jumătate de minut. De ce consider că este importantă această masă, chiar de membri, mulți membri, pentru că cei mai mulți sunt simpli membri, cât sunt lideri într-un partid și câți membri sunt, de fapt, comparativ. Dar, având în vedere că ăștia mici și neimportanți sunt mulți, totuși, dacă ei sunt conștienți, sunt cetățeni cu principii, cei de sus, din interiorul partidului, nu pot să facă chiar de multe mișcări. Au frică, nu? Au jenă, să zicem, în anumite momente. Și cred că baza asta contează. Da. Vă rog. Ne aflăm în Piatra Neamț. Sunteți cetățean, locuitor al municipiului. Locuiți în Piatra, da? Da, și sunt născut în Piatra Neamț. Sunt născut în Piatra Neamț. Am locuit aici. Ce nu vă place în Piatra Neamț? Sincer să fiu, chiar am dedus o întrebare a dumneavoastră, cum aș avea timp să fac atâtea lucruri. Adică să mă ocup de familie, de serviciu, să mă implic în voluntariat. În timp, am urmat studii superioare, adică 3 facultăți în ce lucram și îmi creșteam copiii. Consider că este important să mă focalizez pe ceea ce îmi doresc, ceea ce am de lucru, în primul rând, ca responsabilitate, și ceea ce îmi doresc eu să fac. Nu am prea mult timp să mă uit în jur. Dar doar dacă pot să schimb ceva și dacă eu consider că locul meu este în clipa aceea acolo. Nu am punct de vedere diferit al dumneavoastră față de Piatra Neamț. Acesta e răspunsul meu. Dar mie îmi place Piatra Neamț. Mă bucur, de asta locuiți aici. Vă place? Nu știu din ce punct de vedere vă referiți dumneavoastră. Adică, arată, arhitectural, din punct de vedere natural, este un cadru absolut deosebit, mirific. Nu știu, eu de exemplu vă spun că mie îmi plac o parte din oamenii de aici, din Piatra Neamț. Cea mai mare parte a lor, cei pe care nu-i cunosc. Și care nu sunt aici, nu locuiesc în Piatra Neamț, pentru că cei care nu-i cunosc direct, dar care își fac treaba, care se duc, lucrează. Ce nu-mi place în Piatra Neamț? Nu-mi place în Piatra mie. Nu-mi place Piatra Neamț că din momentul în care unul ajunge pe o funcție, devine funcționar. Nu mai devine cetățean al orașului care să rezolve problemele celorlalți care nu se văd. Nu-mi place să merg pe drumuri proaste, nu-mi place că e mizerie în oraș. Eu cred că lucrurile se vor îmbunătăți. Stați-mă să cred și să sper, pentru că încă sunt voluntariat și am intrat și în echipa aceasta a primăriei de voluntari. M-am înscris pe acea platformă, pe care dumneavoastră nu o dibuiați ieri. Adică... Ba nu, am dibuit-o, nu, am dibuit-o, dar nu mi se pare normal să dau adresa de mail la prietenilor cu care vreau să mă duc să plantez un pom. Da, acel punct nu era obligatoriu, era opțional. Nu contează. Și la ce persoane te însoțesc era numărul doar. Că am încercat și eu să... Dacă îmi cere numele persoanelor. Deci nu numărul, dar adresa de mail.
Da, dar nu era obligatoriu. Adică n-am încălcat legea. Dar eu n-am spus că am încălcat legea. Eu am spus doar că vorbim despre digitalizare, vorbim despre simplificarea procedurilor și punem acolo... Mi se pare absurd și aberant. Dar mă rog, pentru o bază de date pe care un ONG o poate folosi la un moment dat, poate este benefic. Nu cred că... Adică, totuși, deja spamurile toată lumea le știe și automat le poate da, nu știu, fie unsubscribe sau le poate șterge automat, intră automat în spam. Dar, pe de altă parte, ca să justific, tot timpul mă gândesc la un aspect pozitiv al lucrurilor, prin natura meseriei, al profesiei, de fapt. Cred că insoțitorul trebuia să fie informat prin e-mail că are de plantat niște pomi sâmbătă. Corect. Și trebuia să fie informat. Eu caut pe net să mă înscriu pentru acțiunea de sâmbătă și trebuie să aibă un mail ca să mă informeze că mă duc sâmbătă. Nu. Eventual că se anulează. Asta pentru că sunt prea mulți voluntari care vor veni să planteze. O să fie minus 10 grade, o să fie foarte mulți, da. Voluntari, adică cu multă voință, da. O să fie nevoie. Bun, da, vă rog. Acum, lucrați în învățământ, da? Vă întreb altceva, ce vă place și ce nu vă place în învățământul românesc în general? Că eu când aud învățământul în pandemie sau noile metode de predare din învățământ sau să fim creativi în momentul acesta când predăm. Mi se pare așa o chestie de hai să batem apa în piuă, pentru că un profesor bun este creativ în orice moment, fie în pandemie, fie în afara pandemiei, fie că predă pe online, fie că predă în clasă. Bineînțeles, mijloacele diferă și modalitatea de a ajunge la rezultat. Dar un profesor bun, și eu vă spun că marea majoritate a profesorilor sunt profesori buni, se descurcă. Da, dumneavoastră ți-i invitată. Da, vă pot spune în primul rând ca părinte cum văd învățământul. Eu am doi copii, fata este în clasa 11 și băiatul în clasa a doua. Mulțumesc. Școala aceasta online, pentru că ei sunt la niște școli bune, nu a avut repercusiuni negative asupra lor, din punctul meu de vedere. Mare parte au mers la școală sau dacă fata a intrat pe online, a făcut orele de la 8 la 2 în fiecare zi pe online. Foarte serios. Adică, la fel cum se desfășura în clasă, practic, profesorul își spunea lecția, copiii notau, ascultau. Practic, această strategie a profesorului individuală era mult mai vizibilă și pentru părinte, ceea ce este foarte ok, pe de altă parte. Iar rezultatele elevilor, mi se pare că sunt responsabilitatea lor în primul rând ca elevi. Elevii trebuie să fie responsabili de mici, că rezultatele nu sunt responsabilitatea nici a profesorului de pregătire, nici a profesorului de la clasă, nici a părintelui. Dacă vrea să învețe pentru anumite scopuri personale, trebuie să învețe oricum. Poate să se informeze și singur, poate să fie și autodidact. Școala trebuie să fie un suport în principiu, pentru că învățăm, se spune, nu pentru viață, nu pentru școală, cum spune latinul, din punctul meu de vedere. Acum, revenind, meseria de dascăl cred că trebuie să fie născută, adică trebuie să ai un sentiment pentru asta, să ai niște abilități. Poate fi și genetic, la mine cred că este și genetic, ambii mei părinți sunt profesori. Revenind la ce observați dumneavoastră, acest limbaj, dumneavoastră vezi ca un limbaj de lemn, nu? Nu neapărat. Un limbaj care pe mine mă deranjează, da? E liber. Vă deranjează? Cred că ele sunt niște teorii foarte bune și valabile, numai că presupun că vă deranjează în momentul în care sunt folosite de niște oameni care nu știu ce spun. Adică ei citesc de pe o foaie sau memorat un discurs care sună bine. Sunt persoane diverse, poate nu au funcție de profesor, poate au funcție politică, nu știu, chiar nu au treabă cu învățământul, poate. Și atunci îi folosesc acest limbaj, din punctul meu de vedere, și ca observator și permis să spun asta, este un limbaj manipulatoriu. Sună foarte bine, oamenii de acasă, din fața de la spun, vorbește foarte frumos omul. Băi, ce deștept e ăsta. Ok,
Are o mimică frumoasă, presupun tonul vocii este foarte bine pregătit, că presupun că este o echipă, adică este o echipă în spate, nu presupun, știu sigur. Dar dacă îl întrebi așa pe bucățele ce înseamnă cuvânt, fiecare cuvânt în parte, chiar dacă sunt cuvinte, noțiuni simple pentru omul obișnuit, nu sunt de definiție în dicționar. Cuvintele lui ce înțelege printr-o anumită termen, n-ar ști să ne spună. Este o manipulare în masă, dar nu se întâmplă. În mod special mi se pare că se întâmplă în Europa de Est, în România, nu știu foarte mult, dar am comparativ cu Statele Unite, că urmăresc CNN, eu fiind și vorbitoare de limba engleză, și ce se întâmplă în Franța, sau oamenii gândesc și singuri, ceea ce nu se cultivă la noi în România, din punctul meu de vedere. Da, numai că știți cum e și cu gânditul ăsta singur. Ajungi la un moment dat să spui că tu gândești singur, da? Tu gândești singur, dar ești atât de ușor de dus de nas, ca să nu spun manipulat, și în Statele Unite ale Americii lucrul ăsta se întâmplă. Până când intră ăștia Capitolul și era tot. Adică democrația totuși i-au creat-o, știți? Ați văzut? Deci aici sunt problemele. Nu știu, ce nu vă place în învățământ? V-am întrebat. Dacă nu întrebați, mă dumneavoastră tot pe mine. Schimbăm rolurile. Îmi place tot, interior. Deși eu sunt de 3 ani în învățământ, în sistem. Vă place public. Tot? Este obligatoriu să-mi placă tot. Inclusiv faptul că de multe ori... Sunteți dirigintă? Nu sunt dirigintă. Deocamdată nu sunt. Ați auzit vreodată un diriginte spunând nu știu cum să-mi fac în clasă, că trebuie să schimb ceva și să îi se spună, da, vorbește cu părinții. Nu trebuie să-i spună, nu se trebuie să-i se spună, un diriginte știe automat că trebuie să vorbească cu părinții. De ce? Adică, da, asta este un lucru bun. Asta, din... asta este un lucru bun ca tu, profesor. Nu este legal, dar deci nu este nici legal și nici este bun. Este o formă de intrare în legalitate. Prin aceste asociații ale școlii, asociații de părinți, și au o formă legală. Mă scuzați, știți? Da, dar nu. Așa, deci fac așa și mai este o problemă. Problema de minciună instituționalizată. Învățământul în România este gratuit, obligatoriu și nu mai știu cum. Nici nu mai știu cum. Spune în Constituție, da? Ce nu spune în Constituție este că ar fi trebuit să fie pusă o virgulă. Pentru elevi, nu pentru părinți. Presupun că acces liber în fel de incluziune. Nu. Este a treia, nu știu, a treia. Gratuit? Da, mă rog. Dar nu, mă rog. Da, faptul că este gratuit înseamnă că eu, ca profesor, n-ar trebui să mă duc la ședințele cu părinții care se desfășoară în școlile românești. 75-80% din timp este alocat ce facem în clasă. Când schimbăm perdelele, când schimbăm geamurile, când schimbăm ușa, când schimbăm catedra, când luăm coș de gunoi, ce facem cu umerașul. Băncile astea sunt oribile, sunt de 15 ani, le schimbăm noi, păi nu avem ce face că școala n-are bani. E un lucru bun? Întreb. Și dumneavoastră, ca părinte, ați întreba, adică ați ce verifica, că școala are bani și nu vrea să investească, că ar fi o minciună la nivel de clasă, adică școala are bani pentru toate clasele, să. Dar nu asta este problema. Este problema, poate nu minte, poate chiar școala nu are bani, în primul rând. Pot să vă dau un exemplu? La un liceu de elită din Piatra Neamț, acum ani în urmă, pentru că și fiica mea este... Da, la un liceu de elită din Piatra Neamț, un profesor de sport le-a spus copiilor, trebuie să strângem bani ca să cumpărăm mingi de basket. Un părinte, pe care îl cunosc foarte bine, și care avea în balcon 3 mingi de basket adevărate, hai să le spunem profesionale, nu... I-a zis copilului, gândindu-se așa, băi, de ce să dau 50 de lei, 30 de lei, 10 lei, hai să-i dau 3 mingi de basket adevărate, uite, și am rezolvat o problemă. Spui că din partea clasei tale le-ai dat. A dus mingile de basket profesorului, iar profesorul a luat mingea de basket și a aruncat-o în față, ce eu ți-am cerut bani, nu mingi. Da. Mi se pare normal? Bineînțeles că nu este normal, dar aici cred că depinde de calitatea umană. Indiferent că ești dascăl, acum vorbim de dascăli, indiferent că ești părinte, contează calitatea umană. Da, dar dacă mingile de basket erau asigurate, de acolo profesorul nu putea să ceară bani pentru ele. Și atunci calitatea lui umană
nu ieșea la suprafață atât de vizibil. Adică lipsurile duc la abuzuri. Nu mi se pare normal ca într-un domeniu ca învățământul, eu ca părinte să susțin toate aceste lucruri care oricum ar trebui susținute din banii pe care îi plătesc ca taxe și impozite. Sau dacă susțin, nu să mă facă să donez aceste lucruri încă o dată într-o asociație, ci să găsească o soluție, așa cum au găsit pentru firme, 20% din impozitul pe profit poți să-l investești în ceva, nu să-l dai la stat, să spună, doamna Lavinia s-a dus și a donat 1000 de lei la școala numărul sau la liceul nu știu care. Cu hârtia aceea mă duc la taxe și impozite și poate nu 100%, dar 50% să-mi scadă din taxele și impozitele locale, pentru că autoritatea locală este cea care trebuie să investească în școli. De ce să mai investesc eu odată? Îmi plătesc taxele, îmi plătesc impozitele, dacă nu se schimbe Constituția. Corect. Doar că deocamdată este și această posibilitate, prin formularea 230, dacă acea școală are asociație, 3,5% și cu 2% acum se pot dona acelei asociații. Este ok. Deci e ca persoană fizică, da, ca angajat, nu ca firmă. Sau ca firmă la fel poți dona acelei asociații. Iar asociația la final de an școlar îți este obligată și face asta de obicei în fiecare școală, îți prezintă un bilanț, îți prezintă cheltuielile și încasările și cheltuielile din acel an școlar. Este vizibilă și este transparentă această investiție. Mie îmi place foarte mult că sunteți o persoană pozitivă. Pozitivă. Conduceți mașina? Am carnet, dar nu conduc mașina. Nu, deocamdată nu. Nu. Mie mai stați în dreapta, deci aveți posibilitatea să observați mai bine. Am fost și șofer cu el. Aveți posibilitatea să observați mai bine ca șoferul. Mai ales că eu pot conduce foarte bine. Deci vă place cum se circulă în Piatra Neamț? De multe ori și pe ce se circulă? De vedere, nu știu să conduc o mașină corect. Pe ce se circulă, știți? Vă place? Mi se pare foarte aglomerat, nu e doar punctul meu de vedere. Pentru un oraș atât de mic, oraș de munte, care vrea să fie cochet, nu vrea să fie un oraș turistic. Nu e turistic din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie turistic doar pentru că avem telegondolă, care funcționează absolut de pomară din punctul meu de vedere pe banii noștri. Adică e goală de multe ori, nu la acest punct de vedere. Cele mai multe ori, de cele mai multe ori ajută la reducerea noxelor în oraș. Știți? Cară aerul murdar sus și îl aduce curat de acolo. Dar este până la urmă. Este o investiție, nu? Da, ce înseamnă investiție? Nu? Trebuie să aducă bani, numai că bagi bani în ceva, trebuie să aducă un profit mai mare decât ce ai băgat tu. A adus profit. Depinde cui, nu? Deci, asta este problema. Dar bine, aceea închisoare nu poți să-și folosească banii sau în viitor sau în prezent. Unde din închisoare ați auzit pe cineva să fie tras la răspundere de ce municipiul Piatra Neamț în momentul ăsta, în anul de grație, 20-21, nu? 20-21, că anul trecut era anul Dăncilă. Da. Deci în anul de grație 20-21 a fost cineva măcar întrebat de ce s-a luat un împrumut atât de mare pe care îl plătește acum municipalitatea, deși nu l-a luat ea? Da, făceam o glumă oarecum anterior, dar nu este deloc amuzant, e râsul plânsul, practic, pentru că e pe spinarea noastră, deși nici măcar ne dăm seama, cei mai mulți oameni nu știu că li se taie lor din venituri. Acum, vreau să fac remarca aceea cu Dăncilă, am pățit ca doamna Dăncilă, sunt femeie și atunci apăr femeile, nu presupun că sunt anumite promovări, au fost. A fost un trend de promovare a femeii în perioada aceea, din punctul meu de vedere, pentru ideea că ești femeie și că e bine să nu faci discriminare. Nu? Era și limbajul și discursul acela că m-au atacat pentru că sunt femeie, premier și atât. Era singurul argument de multe ori. Nu critic neapărat, am niciun punct de vedere. Am văzut că doamna scrie o carte și abia aștept să o citesc. Nu scrie ea. Da, nu știu, nu știa titlul, dar... Nu scrie ea. O să afle și titlul. Acum stau și mă gândesc, cunoscând foarte bine o parte din liderii PSD naționali,
care sunt oameni da. Cu cap sau ce puțin și cu, și cu carte. Și dacă au atacat-o, dacă au atacat-o pentru că este femeie, o să avem pasaje în carte în care să vorbească despre hărțuire. Da, păi este un trend, nu? Opoziția la discriminare, nu? Este foarte, dă foarte bine ca limbaj, ca discurs politic. Chiar dacă oamenii înțeleg cuvântul, nu? Discriminare e ceva rău. E suficient. Acest cetățean de rând, acum le amestecăm da. Puțin, dar vreau să... care este... scuzați-mă că eu, fără să vreau vorbesc în romă engleză, care dumneavoastră nu vă place, adică eu gândesc și pot gândi la fel de bine în engleză ca în românește. Puteți știți? Vorbi cum doriți. Și atunci uneori îmi vin mai ușor cuvinte în engleză decât în românește. Vă rog, dar vă pot și traduce. Dacă vreți, nu e nevoie, pot să vă traduc și eu dacă doriți. Dacă vreți, vă traduc și în rusă, adică nu este nu, o problemă. Nu știu. Puteți, sau în limba da, maghiară, dacă doriți. Nu, nu știu maghiară, dar o să-mi placă să vă aud, fără să înțeleg nimic, pentru rog. Că sună bine. Eu am terminat și Academia de Muzică a doua facultate, am dat licența la Cluj, pe canto clasic. Deci, spuneți în engleză. Și a treia engleză-franceză, ca să vă argumentez că am studii, nu că știu o engleză, că am învățat, eu știu că a fost pe stradă. Și am trebuit limba engleză la Hogaș, predau engleză din, și română din 2004. Deci eu sunt profesor în învățământ de 3 ani, efectiv, în sistemul de stat, dar până acum 3 ani am avut multe joburi și în fondul europene am lucrat și predau în particular de mulți ani, din 2004. Acum revenim pe romă-engleză. Spuneam, credeam că doamna, adică vreau să o susțin pe dumneai, eu fiind femeie, că de aici am pornit. Dumneai a spus 20-20 pentru că gândea în clipa aceea în engleză, nu? Dumneavoastră v-ați dat seama și mulți dintre noi, 2020, nu? Un an deci, în engleză, doamna Dăncilă gândea în engleză. Cifre, așa, altfel nu se explică, nimeni nu se gândește la să citești la 20-20, dar pentru că învățase engleză, presupun pe repede înainte, pentru că încerca să se citească niște cuvinte în engleză, am observat. I s-a spus probabil că un an în engleză citește câte două cifre, adică citești 20-20, așa citești un an în engleză. Sau dacă e 2021, citești 20-21, 2021, un an. Și atunci, probabil că fiind obosită după lecțiile de engleză repede înainte, a rămas fix cu ideea aceasta, pentru că când eram mică din familie, am învățat că un an se citește, nu știu, normal, ca românește. Acum... Deci am salvat-o. Dar abia aștept să citesc cartea, indiferent cine o scrie, mai ales că a fost promovată în jurul datei de 15 ianuarie, când este Ziua Culturii Naționale Românești, anul acesta. Și mi s-a părut uluitor. Deci la anul ar trebui să sărbătorim pe Eminescu, pe Eminescu și Dăncilă. Deci anul Eminescu și Dăncilă în cultura românească. Da, anul Dăncilă în cultura românească. N-ar fi fascinat să faceți o emisiune. Ce invitați ați chema dacă ar trebui să faceți o emisiune anul Dăncilă în literatura românească? Păi mă provocați, pentru că eu am lucrat o perioadă scurtă, un an, o lună și jumătate, într-o formă de televiziune și aveam o emisiune mea culturală, care mi-a rămas... pe suflet, adică așa. Aveam un promo al meu care, de care m-am îndrăgostit eu de promo meu, dar nu era muzica mea, nu erau ideile mele de să știți că la într-un timp și eu eram foarte fericit publică. Cu mine în emisiune că eram singur cu mine da. Nu, aveau și invitați uneori, nu, chiar aveam invitați da. Se numea Piața Publică emisiunea, eu am ales numele și na, a fost acceptat și mi s-a părut potrivit și aveam invitați pe domeniul cultural, local, au fost puține emisiuni, nu știu, vreo 10 așa. Dar în afară de cei pe care mi-a invitat, erau oameni de cultură locali. Eu mă gândesc acum la câțiva invitați. La nivel național vă gândiți sau nu, local? Nu, local, local. Adrian Gheorghe, domnul Adrian Gheorghe, mi-a fost și profesor de estetică la Academia de Muzică. Sunt prieteni buni, cred, am încercat să-mi promovez de câteva ori, dar nu a reușit. Așa. Pe domeniul scrisului, că am scris și de cărți, dar nu m-am înțeles la intrurile de la care m-a trimis în lui. Pentru că nu vreau să intru, adică nu vreau, nu consider că mai să intru în scritorilor deocamdată până se modifică strategiile acolo de acceptare. Revenind, deci, pe domnul Adrian Gheorghe, mai vreți alt invitat sau vreți să vă spun ce aș discuta cu dumnealui? Nu, nu, nu. Câteva cât idei invita, sau ceva întrebări? Câți v-ai invitat? Pe cei pe care am avut deja în emisiuni, care mi se par oameni de cultură locală în domenii diferite exemplari, adică Ghiță Hibovski, l-am invitat pe Dan Iacob,
Eu aș face și eu emisiune și v-aș bate la audiență, da, fără discuție. De exemplu, aș discuta despre aspecte critice privind romanul de referință al doamnei Dăncilă cu domnul Ionel Arsene. Aș discuta despre structura cărții și modul în care interferează ea cu interesele locale cu domnul Dan Vasile Constantin, consilierul domnului Ionel Arsene. Și, bineînțeles, despre implicațiile în dezvoltarea României cu domnul Dănuț Andrușcă. Adică, e un roman, eu credeam că sunt de o carte de memorie, despre cartea respectivă. Vă dați seama ce audiență aș avea discutând aspecte de genul acesta, critică literară, implicații socio-profesionale cu asemenea oameni care sunt convinși că au în spate o bază, cărămizi multe de cărți citite, ceea ce altfel n-ar fi putut ajunge acolo unde au fost. Deci eu cred că v-aș bate pe dumneavoastră cu Adrian Lighel. Și ce invitat ați avea? Păi nu, pe domnul Arsene l-aș avea invitat, pe domnul Dan Vasile Constantin. Se vorbea despre cartea doamnei Dăncilă. Dar bineînțeles, oameni care se pricep. Astea sunt carte de memorii, plumă, v-ați decis ce o să fie, că nici noi nu știe oricum, deci puteți să dăm niște idei. Ați vrea să fie carte de memorii sau nu, carte, dar ar fi, sau roman? Și ar fi, putem să alegem și titlul, că nu știu acum se numește. Ar fi foarte interesant să discutăm, dar bineînțeles asta ar presupune ca și dânsii să citească carte. Ceva cu Ramona, adică titlul, haideți să alegem un titlu de roman. Dacă ar fi roman, cum descrie la Dăncilă, cum vă gândiți? N-aș putea în niciun caz să folosesc la cu Ramona. Dar ceva, care să apară ca titlu și poate să fie, nu știu, Ramona se plimbă prin partid. Ramona se plimbă prin partid, corect? Dacă e roman și dacă e carte de memorii, vă provoc eu acum, îmi pare rău, mi-am și eu niște întrebări. Aventurile unei femei prin jungla PSD-ului. O jungla urbană a PSD-ului? Nu, prin jungla PSD-ului, nu. Pentru că ea a pornit dintr-o sală de clasă obscură de undeva, dintr-un liceu, din acel oraș fantastic, am uitat cum se cheamă, nu mai știu, de undeva, de prin Teleorman, și unde, în activitatea ei, a avut norocul să întâlnească cu soarele județului. La vremea aceea era soarele județului. Da, și... da, acum, da. Nu, mentesc cum îl cheamă pe ăsta altul de la Teleorman. Soarele județului de la Teleorman. Liviu Dragnea. Așa, dar nu scăpa numele. Da, da, haideți să-i lăsăm, că deja vorbesc despre doamna Dăncilă și cafeaua mea nu mai este deloc dulce. Dar ca să termin, că mie îmi place să termin lucrurile, da, să le duc până la capăt, mi-ați spus pe ce aș invita, pe domnul Ian lui Gheorghe, dacă aș comenta o carte, de exemplu, de literatura doamnei Dăncilă, nu știu, aș întreba dacă se aplică teoria formelor fără fond în cartea respectivă și în ce măsură, dar pe subiect. Adică doamna Dăncilă a fost o formă și a fost pusă într-un loc neavând fondul. Asta este problema noastră. Și așa este clasic, și asta este problema noastră cu marea majoritate a politicienilor. Îl mai țineți minte pe... Dar de ce crezi că se face acest lucru? Pentru că omul, din punctul meu de vedere, ca dacă aș fi din presa națională, nu? Pentru că se fac bani și pe chestia asta foarte mult. Pentru că ăștia care arată bine și vorbesc în clișee, nu provoacă foarte mult nici măcar pe moderator. Și eu iau un nivel, trebuie să ia și niște bani, mănâncă și ei, nu la urmă urmei. Adică este un fel de înțelegere. Vine unul care vorbește bine. Vine unul care vorbește. Avem și noi câțiva. Pare rău că nu pot aici, că nu-i corect în emisiune să le dau numele. Avem și noi câțiva care vin. Domnul, cum e chestia aia? Având în vedere implicațiile generate de această problemă, noi, la nivelul partidului, vom face tot ceea ce contează pentru ca omul de rând să se simtă bine, să aibă, să vadă că se întâmplă ceva. Da, concret pot să vă spun că există un grup de lucru unde se strâng aceste idei și care va genera soluții. Puteți să ne spuneți când a început grupul de lucru să lucreze? Da, de mult. Și aveți o bază de lucruri strânse? Acum se strâng. Păi, dar lucrează de mult. Nu s-au strâns
Da, dar știți dumneavoastră, având în vedere că este vorba de o reformă profundă în acest domeniu al societății, lucrurile trebuie decantate. Și îl lași să decanteze 30 de minute și după aceea vine să-i spui, ia mai du-te tu și caută-ți originile la bibliotecă. Dacă dumneavoastră îi spuneți, vă enervați, dă prost la televizor, pentru că dumneavoastră aveți o problemă personală cu dumnealui, care a vorbit foarte frumos, vă spun din exterior. Da. Pe de altă parte, omul de rând care vede aceste aspecte, nu este vinovat cu nimic. La urmă urmei, revenim la educație, că acesta e domeniul nostru acum, nu? Poate greșesc eu, să spuneți dumneavoastră. Am primit un titlu de... Odiseea spațială a unei amazoane la curtea unui mic dictator răpus. Asta e carte de memorii sau de beletristică? Deci am primit un titlu. Super, chiar putem să provocăm, dacă ne ascultă cineva, știți, dacă se duce cineva la noi, să provocăm să scrie niște... Da, asta este o treabă interesantă. N-am am putut abține. Da, haideți spuneam să... că omul de rând, totuși, dacă, din punctul meu de vedere, cel puțin, educația, nu s-a investit în educație, nu s-a investit real. În calitatea poate chiar umană e, a vedeți că ajungem la revenim lucruri la foarte serioase. Sunt foarte mulți, în punctul meu de vedere, copii de la țară care au potențial, care își doresc să învețe, pentru că sunt săraci, pentru că se confruntă cu viața de zi cu zi. Și de la oraș sunt, să știți. Și de la oraș sunt. Și care au potențial cu adevărat. Și nu se investește real în ei, cu încredere în primul rând, cu susținere, au un ritm poate mai lent de învățare. Asta nu înseamnă că e prost și nu înseamnă că cel care învață repede și uită repede este, care ridică repede mâna, este foarte bun și deștept. Sau în funcție și de venitul părinților, mă rog, asta e partea a doua a dumneavoastră. Deci revenind, nu s-a investit în educație reală, în oamenii care au capacitate intelectuală și care vor să facă ceva, sau în care putere de muncă, în timp asta. Și atunci omul, românul nostru, din punctul meu de vedere, este chiar isteț, înțelege bine lucrurile, poate prinde sensul unui cuvânt, știe că are minte pe față, simte, dar nu știe să se exprime, nu știe, nu are curajul, pentru că nu știe să se manifeste, să se exprime, să intre într-un partid politic sau să spună sau să ceară ceva. Este o lipsă de a investi în educarea oamenilor, care s-a amplificat foarte mult și s-a promovat în timp prin diverse clișee. Adică diverse clișee, în primul rând, și diverse mecanisme de exemple proaste, în primul rând. Nu mi se pare grav că se dau pe media, în presă, se dau, acum vorbesc prost românește, că se dau în presă elemente negative din învățământ, din biserică. Eu sunt o persoană care merge la biserică și care se roagă, în primul rând, și crede în Dumnezeu și în religia pe care o promovez. Dar, totuși, acești moderatori, să zicem, putem de vedere în presă, nu... sunt constructivi, nu sunt, adică nu ei promovează poate părți bune sau părți proaste, dar nu ajung foarte des la niște concluzii împreună cu invitaților. Nu se construiește ceva, nu au scopul de a construi ceva împreună cu oamenii politici. Fiecare vine și spune părerea, din punctul meu de vedere. De exemplu, spunea latinul, quod capita tot sentenție, adică câte capete atâtea păreri. Și nici nu contează la urmă urmei. E normal să avem păreri, dar nu contează în sine. Dacă nu este ceva care este argumentat, logic, să ajungem la o concluzie în sine care nu este nici a mea, nici a dumneavoastră și se poate concret face ceva și să fie mulți oameni care trebuie să muncească, nu să robotească la urmă urmei. Dar să-i punem și pe la treabă. Vorbim acum de construcție și de piatra. Acum o viziune. Scuzați-mă, da. O să încheiem imediat, mă rog, că ne apropiem de final. Vreau să vă spun că mai am un mesaj. Facebook nu ne mai permite să vă repostăm emisiunea, îmi spune cineva. Probabil că a intrat în vigoare, nu știu, acea interdicție de a reposta emisiunile Facebook în direct, ce transmis pe Facebook în direct, dar asta așa, ca o paranteză. Doamna Lavinia, dacă mâine ar trebui să faceți o emisiune culturală, cu ce ați face-o? Cu cine? Cu ce? Cu ce temă? Educația inclusivă și reducerea abandonului școlar după perioada pandemiei. Asta nu este culturală. Corect. Eu sunt fixată pe domeniul meu de bază. Totuși, aș face diferența între educație și instruire
Pentru că mă refer la o cultură care este aplicabilă social. Cultura în sine, beletristica, nu ajută la nimic dacă nu are legătură cu social. E practică, nu ține de foame. Și mi se pare corect. De asta copiii din ziua de astăzi și nu mai citesc clasici. Deci, diferența între educație și instruire cu un om de cultură. Și în ce măsură putem aplica ceva, dacă ne poate da și citate din literatura contemporană sau clasică, dacă nu, restul e maculatură. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc mult. Vă mai așteptăm și altă dată pe temă fixă. Mulțumesc. Poate discutăm chiar una din temele propuse astăzi. Ai avut decizie primată? Da. Oameni buni, eu mi-aduc aminte de un profesor cu care făceam latină și care ne-a spus așa, zice, să știți că trebuie ținute minte câteva dintre zicerile latinilor, dar să aveți mare grijă cum le folosiți și în fața cui. De exemplu, sic transit gloria mundi. Corect. Și hai să vedem cum traduceți asta. Așa a trecut gloria Romei, de fapt. Da, numai că la noi a rezultat așa. Așa l-a trăznit pe Gheorghe la munte. Mai este o zicală latină care se referă chiar la oamenii politici și implicația lor în societate, dar nu vreau, pentru că s-ar putea ca latina să nu se fi făcut decât aplicat în anumite zone ale orașului, de unde ale județului, de unde ne provin conducătorii. Ne oprim aici. Cele bune. Să ne vedem cu bine luni dimineața. O să avem surprize. La revedere!